O să râdeți, dar aici era locul în care vorbeam cu dumneavoastră, cu cei care aveau nevoie de informații despre ce s-a mai întâmplat în ceea ce privește evoluția fenomenului toxicologic, sau atunci când vrea să știți pur și simplu ce s-a mai întâmplat cu un pacient aflat în stare gravă. E un loc pe care mulți l-au invidiat și tocmai de aceea l-au distrus cu mare ușurință.